Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial în care vreau să vă vorbesc despre cum putem șterge fundalul imaginilor salvate în format electronic sau anumite zone care să devină transparente. Voi exemplifica acest tip de editare cu ajutorul a două aplicații. Prima aplicație e foarte ușor de utilizat, cea de a doua un pic mai complicată, dar cu rezultate pe măsură, calitatea imaginii rezultate fiind una ridicată. Să începem. Prima aplicație cu ajutorul căreia se poate șterge fundalul unei imagini este aplicația PowerPoint. Dacă în interiorul unei prezentări se introduce o imagine, la selectarea obiectului care conține imaginea se activează meniul Picture Format care conține instrumentul Remove Background, ștergerea fundalului. Acționăm acest buton și observăm că o parte din imaginea noastră s-a colorat în culoarea violet. Aceste zone de culoare violet vor fi șterse, dar observăm că sunt și zone pe care am dori să le selectăm în vederea ștergerii, cum ar fi această zonă. Pentru a face acest lucru se acționează butonul Marker to Remove și cu ajutorul unui click se selectează acele zone pe care le dorim a fi șterse. Observăm că s-a colorat în culoarea violet și o parte din floare, și anume codița, lucru pe care noi nu-l dorim a fi șters. Pentru a selecta această zonă vom acționa butonul Mark or Rest to Keep, adică să marcăm zonele pentru a le păstra și la fel vom executa câte un click în zona pe care o dorim a fi menținută. După efectuarea tuturor selecțiilor, vom acționa butonul Delete Mark și apoi Keep Changes. În acest fel, toată acea zonă de culoare violet s-a șters, rămânând doar obiectul care ne interesează. Pentru a salva această imagine în calculator, pentru a putea fi folosită și în alte aplicații, vom executa un clic dreapta pe această imagine și din meniul contextual apărut vom alege opțiunea Save as picture. Bineînțeles că PowerPoint-ul ne oferă tipul fișierului PNG, deoarece acest tip de fișier permite salvarea zonelor transparente. Acționăm butonul Save și astfel am salvat această imagine cu zonă transparentă în calculator. A doua aplicație care permite efectuarea unor astfel de editări este aplicația GIMP. Se aduce imaginea care se dorește a fi editată în aplicația GIMP astfel, acționând meniul File și apoi meniul Open. Se selectează fișierul ca conține imagine, apoi clic pe butonul Open. După aducerea imaginii în aplicația GIMP, se va apela la un instrument din interiorul aplicației numit Free Select Tool. Cu acest instrument vom selecta acea zonă pe care o dorim a fi păstrată în imagine. Practic, Vom selecta tot conturul acelui obiect pe care dorim să îl păstrăm. Pentru o mai bună selecție vom apăsa tasta control și cu ajutorul scrollului la mouse vom mări un pic imaginea în așa fel încât să putem efectua selecția cât mai exact. După efectuarea selecției, se execută un clic dreapta pe stratul din partea dreaptă, și apoi din meniul contextual apărut se alege opțiunea Add Alpha Channel. Această opțiune va permite ștergerea zonei care este selectată în așa fel încât în locul ei să rămână o zonă transparentă. În acest moment, dacă am apăsa pe tasta Delete, S-ar șterge exact obiectul pe care noi tocmai l-am selectat. Noi nu dorim ștergerea acestui obiect, noi chiar vrem păstrarea lui. Prin urmare, va trebui să inversăm selecția. Practic, să-i spunem aplicației să șteargă tot conținutul acestei imagini cu excepția selecției. Pentru a face acest lucru, se acționează meniul Select și din acest meniu se va alege opțiunea Invert sau se poate apăsa combinația de taste Ctrl I. În acest moment, selecția noastră este inversă. Practic, acum dacă vom apăsa tasta Delete, se va șterge toată imaginea cu excepția obiectului selectat. Acționând combinația de taste Ctrl A, vom deselecta toată selecția făcută anterior. În acest moment nu mai avem decât un singur lucru de făcut, să salvăm această imagine acționând butonul File și apoi Export AS. În acest moment avem posibilitatea să alegem tipul fișierului în care se dorește a fi salvată imaginea. Bineînțeles că vom căuta să salvăm această imagine în formatul PNG deoarece acel format permite salvarea imaginilor cu transparență. Lăsăm toate aceste setări la valorile lor implicite și acționăm butonul export. În acest moment, pe suprafața de lucru, avem salvat fișierul care conține imaginea noastră cu transparență. Pentru a compara cele două imagini editate cu ajutorul acestor aplicații, vom acționa meniul File și vom alege opțiunea Open as Layers. Imaginea pe care am editat-o cu PowerPoint-ul o aveam salvată în directorul Pictures, numită picture1.png. Deci această imagine din partea stângă este editată cu aplicația PowerPoint, iar imaginea din dreapta este editată cu ajutorul aplicației GIMP. În acest moment, aceste imagini pot fi folosite pentru a fi suprapuse peste orice altă imagine dorim. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi, eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!